Slăviți să fie Domnul! Ca să vă cunosc cu pic mai bine pe bărbați, aș vrea să ridicați mâna sus toți cei ce ați făcut armata. Așa, sunteți o armată puternică aici. Să ridice mâna sus sora care i-a scris o scrisoare viitorului soț când era în armată. Acum e mai periculos, cine v-a eu. Nu o să vă pun să ridicați mâna sus cei care aveți arme acasă? Ilegale nici într-un caz. Nici nu o să vă întreb dacă anul ăsta ați pus a spus care va mâna pe arme. Nu știu dacă știați că războiul e început deja. Războiul nu s-a oprit. Îmbrăcați-vă, spune versetul 11, în toată armătura sau armura lui Dumnezeu ca să puteți să piept. Să înseamnă o luptă în care presupune siguranță, să fii dârzi, să ții piept, să realizezi un contraatac sau chiar o apărare împotriva. Uitați-vă că de la versetul... 12, chiar 11, până la versetul 13, de șapte ori apare împotrivă. Împotrivă. Biblia spune foarte clar să puteți ține apiet împotriva uneltilor diavolului. Căci voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpeteniilor, a patra oară împotriva domniilor, a cincea oară împotriva stăpânitorilor, întunericului acestui viac, a șasea oară împotriva duhurilor răutății care sunt, nu se pot localiza prin GPS, dar sunt în locurile cerești, adică în văzduh, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți, mai tare vă rog, în picioare. După ce veți fi biruit totul. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt se intitulează Învingători în picioare. Sunt unii care înving și după ce au învins, au căzut. Nu prea le ajută. E complicată viața. Sunt oameni care înving și rămân fără un picior. Pe spiritual, bineînțeles. Sunt oameni care trag cu arcul și din acea întindere de mușchi rămâne paralizat. Sfântul Pavel din închisoare, pentru că versetul spune, versetul 20, al cărui sol în lansuri sunt, pentru că zic să vorbesc în drăzneală, cum trebuie să vorbesc. Un bărbat din închisoare creează strategii de luptă și le spune destinatarilor și nouă tuturor, aveți grijă, e posibil să învingi, dar să nu poți să fii binecuvântat pentru victoria ta. Să nu poți să simți consecințele victoriei tale. Pentru că vor fi oameni care vor fi mântuiți ca prin foc. Că unii spun, domnule, lăsați-mă, eu vreau, vreau să se închidă ușa lui după mine. Ai grijă ce spui, ai grijă ce vrei. Că s-ar prea putea să ajungi să fii mântuit, să ajungi să fii mântuită, dar ca tâlharul din pe cruce să n-ai nici măcar 1% răsplată din ce ai făcut pe pământ în rai. Sfântul Pavel zice, nu, eu sunt în închisoare, dar nu sunt jos. Eu sunt legat, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Eu sunt calomniat, dar nu mă interesează asta. Cuvântul lui Dumnezeu merge înainte. Cuvântul lui Dumnezeu biruie mesajul Evangheliei înconjoară planeta și trimite pistole, chiar dacă m-au pus după gratii. Cuvântul Domnului nu poate fi blocat. Suntem în această dimineață la Betania și strigăm slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Cuvântul Domnului biruie. Cuvântul Domnului învinge. Dumnezeu e biruitorul. Ai grijă. Fii învingătoare, soră. Fii învingător, frate. Dar rămâi în picioare. Nu te lipi de țărână după biruință. Biblia zice să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Cum se poate una ca asta? Să fim învingător, să fii învingătoare și după biruință să rămâi în picioare. Să rămâi de partea comandantului oastei, de partea Marelui Rege Iisus Hristos. În primul rând, întăreți vă Sfântul Apostol Pavel zice încolo, adică după ce respectați toate prescripțiile ce vi le-am spus, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4, capitolul 5, capitolul 6, respect, supunere față de autoritate, așezare în planul lui Dumnezeu, unire împreună cu Hristos, încolo, adică mai departe, în consecință, fraților, întăriți-vă în Domnul. În Domnul și în puterea tăriei lui. E cineva mai tare decât Domnul? Nu. Sfântul Apostol Pavel zice, vă prezint un etalon de tărie, vă prezint cel mai tare din istoria lumii, din univers. Și vreau să vă spun ceva, aveți argumente? Pentru că sunteți așezați în El prin faptul că ați fost născut din nou, prin faptul că ați intrat în procesul pocăinței, prin faptul că Ați decis să vă sfințiți în fiecare zi prin faptul că sunteți în Hristos, cum spune capitolul 1 din Cartea Efeseni, așezați în locurile cerești împreună cu Hristos, aveți toate argumentele, întăriți-vă. Ați avut un moment în care l-ați primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor. De ce l-ați primit? Pentru că ați și spune capitolul 2 din Cartea Efeseni, din Împărăția Întunericului, voi ați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinoară, după mersul lumii acesteia, după puterea văzduhului. Dar voi v-ați smulți din lumea Întunericului. Voi ați fost transpuși și strămutați prin credință în Împărăția Luminii, în prezența Marelui Rege. Ați avut un moment în care l-ați căutat pe Iisus Hristos cu toată inima voastră și ați zis, Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Mântuitorul întregului Univers, dar de azi încolo vreau să fii Mântuitorul meu personal. Și așa a început viața voastră de umblare cu Dumnezeu. Întăriți-vă! Amintiți-vă că ați intrat într-un baptistier sau într-o apă curgătoare și i-ați declarat Mântuitorului Iisus Hristos că veți fi cu El câtă vreme? Până la primul accident, până la prima durere până la prima calomnie, până la prima schisoare. Nu, 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 nu. Știți până când? Până la ultima suflare. Și și atunci rămâneți în picioare. Pentru că veți fi așezați în împărăția lui Dumnezeu. Întăriți-vă. E foarte important să știi cine e în fruntea ta. E foarte valoroasă această realitate să pricepi cine te-a chemat la oaste. Să realizezi că nu ești angajat într-o oaste a unei biserici chiar pentecostale. Ești în oastea Marelui Rege. Capitanul nostru este Isus Hristos. Cine crede că El trebuie să fie lăudat și binecuvântat să zică amin, slăvit să fie în numele Lui. Nu te mai uita la dușman. Nu-i număra armele. Nu-i cuantifica zalele. nu fi interesat de sistemul lui strategic. Ne uităm la un băiat care a apărut, a apărut pe câmpia aceea a luptei în Valea Terebinților, un băiat care a fost trimis, nu s-a dus singur, mare atenție, cine merge singur o să cam ia bătaie, trebuie să fii trimis ca să fii biruitor, zice Biblia, a mers băiatul acesta pe nume David, David era cel mai tânăr, spune cuvântul Domnului, 1 sau 17 cu 14, când cei trei mai mari au urmat pe Saul, David a plecat de la Saul și s-a întors la Betlehem ca să pască oile tatălui său. Nu te simți jignit dacă trebuie să faci o lucrare care este mai inferioară, din opinia ta, decât chemarea generală pe care o ai. Lucrează și acolo. Nu comenta că tu nu mergi la oi. Acceptă și asta. Ascultă ce spune versetul 16. Dumnezeu învârte istoria încât să-l pe David pe teren de luptă. Pentru că vreau să transmit o subliniere. Luptele nu ni le alegem noi și nu sunt între noi. Lupta pe care trebuie să o dai soră, lupta pe care trebuie să o dai frate, ți-o dă Domnul. Te aduce Domnul pe terenul de luptă. Dacă intri tu pe terenul de luptă, s-ar putea să fii învins. Ai grijă în ce lupte te implici și ai grijă dacă te-a pus Domnul lupta aia, sau te-ai trezit tu că vorbești. Sau te-ai trezit tu că vei să lupți. Asigură-te care e lupta ta. Și doar în lupta în care te împinge Domnului. Uitați-vă cum David e parcă împins de la spate. Nu-și alege el Goliatul. Filisteanul spune Biblia, capitolul 17, același capitol, versetul 16, înaintea dimineața și seara și s-a înfățișat astfel timp de 40 de zile. Isaia a zis fiului său, David, ia pentru frații tăi. Pentru cine? pentru ea care te-o calumniat. Și o zis, bine mă, hai mă, fii Chiar tu? Las că știm noi răutatea și curiozitatea. Ai venit să vezi? Să vezi? Lupta. Era curios David de luptă? Nu-i plăcea mai mult la oi? Că era mult mai relaxant, mai fluera, mai era liniștit. Mai trebuia să atace câte un urs, câte un leu. Nu foarte simplu, pentru că oriunde ai fi, ai de luptat. Nu uita. Dar nu zis el, vreau să mă duc eu pe teren de luptă, nu. Du-te la frații tăi și du-le Efa aceasta de grâu, prăjit, pentru că nu poți duce orice când duci unui frate, trebuie să fie ceva de calitate înaltă, zece pâini și aleargă în tabără la frații tăi. Duci și aceste zece cașuri de brânză, căpetenie, care este peste mia lor, și ascultă ce zice tata. Să vezi dacă frații tăi sunt bine. Și să-mi aduci vești temeinice, argumentate. N-avea nicio armă cu el. Nici nu avem dovezi că și-o luat bătaia de ciobani, toiagul lui, n-avem dovezi. Oricum, povara era suficient de mare, n-avea mașini, porbagaj, altele, da? Nimic. Și a trebuit să ducă. Și Biblia zice, a ajuns pe câmpul de bătaie. Cum a ajuns, ascultați că e foarte corect David, cum a ajuns, a întrebat pe frații săi de sănătate. Nu a zis, bă, de ce ăla acolo, de ce ăla e acolo? Nu te băga treburile altora, vezi, de treabă. Nu fi curios din fire, blochează-ți curiozitatea asta. Retrage-te din tot felul de stări de curiozitate, ce s-a întâmplat cu cutare, ce e acolo, de ce asta? Chiar nu-i treaba ta, pricepi? David nu interesat decât de ce îi zice tata. Dacă tata i-a zis, du la frații tăi, la frații lui se duce. Nu se duce la alții. Stă acolo foarte interesat, respectă rigorile parentale și ascultați-e foarte atent la ce se întâmplă acolo. Era o mare frică. Fiecare zicea, ați văzut pe omul acesta înaintând? De ce? Pentru că vorbea de dușmanul lor comun. Aici fac o paranteză când tu un frate, un frate să știi că nu procedezi corect. Ar trebui să nu-i dai numele, dacă chiar vrei să zici ceva negativ despre acea persoană, și să-i zici unui frate, uite frate, trebuie să te rogi pentru cutare. Îmi dau seama că spatele lui este un duc de răutate. Pasajul zicea, duhurile răutății. Duhurile răutății. Mai există răutate printre noi? Nu ziceți, amin. Că știți, noastră, cum e? Există răutăți? Există oameni care n-au niciun motiv și totuși răi. Doamne, fă buni. Amin. Și pe tot să ne facă Domnul mai buni, vreți? Lucrează, Doamne, pentru azi. Da? Acum e un moment în care, dintr-o dată, este atacată identitatea Dumnezeului lui David. Este un moment în care trebuie să apere lucrarea lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune Cuvântul Domnului. Dacă îl va omorâ cineva, se zistriga prin mulțime, împăratul îl va umple casa de bogății, va da de nevastă pe fică sa și va scuti de dări casa tatălui său în Israel. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face aceluia care va omorâ pe filisteanul acesta și va lua, ascultați ce zice mai departe, David nu e interesat de bunurile care le primește în primul rând. El folosește ca argument ca să intre în vorbă cu asta. Pe el îl interesează să se oprească odată o cara lui Dumnezeu. De pe poporul său, oamenii dușmanii lui Dumnezeu o poporul lui Dumnezeu și va lua o cara deasupra lui Israel. Cine este filisteanul acesta? Ascultați ce zice David. Acest Ziceți mai tare, vă rog. Ne tăiat în prejur. David se uită la Golia și nu se lasă impresionat de zalele lui, de scutul lui, de faptul că e înarmat până în dinți. Pe David îl interesează în ce armată face parte acest bărbat. E cu Iacve, cu Dumnezeul lui Israel sau e împotriva lui? Are semnul legământului Dumnezeului lui Israel sau este deja un învins pentru că nu e circumcis și nu respectă semnul apartenenței în poporul lui Dumnezeu. David zice, pentru că acesta nu e de partea Domnului, vreau să vă spun ceva, va fi învins. Cine este filistianul acesta, acest netăiat împrejur ca să o cărască Dumnezeului celui viu? Cum își permite să-ți bată joc de puterea lui Dumnezeu? Cum are argumente să bajocorească numele Domnului? vi zice, noi nu suntem o oaste aruncată la zaruri, noi nu suntem mai oricui, să priceapă odată pentru totdeauna dușmanul acesta al nostru, filistianul, ne în că noi facem parte din oștia Dumnezeului celui viu. Înălțat să fie în numele Lui. Înălțat să fie în numele Lui. Dumnezeul tău nu-i mort, nu l la reanimare, nu la terapie intensivă. Dumnezeul tău nu poate fi prins sub cohortele demonice ale lui Satan. Dumnezeul tău este cel puternic. Dumnezeul tău coordonează universul. Dumnezeul tău mișcă miliarde de stele. Dumnezeul tău ți-a dat suflare, ți-a lăsat mușchii de la ploape să funcționeze în dimineața asta și te-ai trezit din așternutul tău împreună cu mine pentru că Dumnezeu trăiește. Cine recunoaște cunoaște că Domnul trăiește să ridice o mână sus, să zică amin, aliluia lui Dumnezeu. Prea mulți creștini au un Dumnezeu pipernicit ca mort. Întărește-te în Domnul. Nu mă uit la armele lui, zice David. Dăm doar câteva pagini. După ce Eliab se crede că el, prin faptul că e impunător, că e mai așa, că e mai dotat, că e mai înalt, că e mai nu știu cum, zice, nu poți să mergi, ești învins, n-ai nicio șansă. Ascultați ce zice. 1 Samuel 17 cu 43. Filistianul nu tace. Să știți că dușmanii sunt cam agresivi. De obicei, prin limbaj, vor să intimideze prin modul în care se impun. Amenință, așează semne de întrebare asupra credibilității tale inventează probe. Zice el ce? E ironic până în pânzele albe. Sunt crine? Te vii la mine cu toiege? Băiatul ăsta s-a dus la regele Saul și a zis nimeni să nu-și pierde speranța. Cu noi e Dumnezeu. Cu noi e Iarve. Mă voi duce împotriva lui în numele Domnului care sunt argumentele tale David? Argumentele mele sunt nu zalele mele, nici armele tale, împărate, ci argumentele mele. Sunt experiențele mele personale cu Dumnezeu. Când m-am pus la marginea patului și cineva era diagnosticat cu o boală terminală și trebuia să moară din perspectiva medicilor unde era internată persoana aceea. M-am pus în genunchi și am spus Domnului Isus Hristos, intră în salonul lui și te rog să-l vindeci. Și în termen de câteva ore a fost vindecat. Aleluia lui Dumnezeu. Are cineva experiențe cu Domnul să facă un semn? Să zic că da, Domnul a lucrat în casa mea. Domnul a intervenit în familia mea, Da, vi zice, robul tău, eram la oi, chiar dacă eram un de care rege, m-am dus și mi-am făcut partea unde am fost lăsat să lucrez. Și robul tău, din când în când, trebuia să fie atent la turmă, pentru că nu din atenția mea, ci din agresivitatea dușmanului venea câte un leu sau câte un urs. Și când îmi lua o oaie din turmă, zice David, nu suportam ideea că pleacă una. Fiecare oaie din turma lui Dumnezeu este foarte valoros. Să știți că atunci când pleacă o soră, un frate și se lasă de cărările Domnului, ne doare inima în piept ca slujitor, fiecare suflet e valoros. Fiecare persoană are valoare eternă, sufletul tău are valoare. Să nu zici pe lângă 700, ce valoare am eu? Da, pentru tine se spunea deja: Dumnezeu e în stare să dea națiuni întregi. Întoarce-te înapoi la Dumnezeu, te iubește Domnul, aleluia lui Dumnezeu. Înălțat să fie numele Domnului, glorie Dumnezeului nostru. Zice David, alergam după el, după cine? După Leu. Și ce făceai? Primul lucru pe care îl făceam era că îi smulgeam oaia din gură. Dacă era agresiv și mi se împotrivia, îmi puneam palmele între făcile lui și rupeam falca. De unde aveai tu puterează? Peste mine era Duhul lui Dumnezeu, peste mine era prezența lui Dumnezeu, peste mine era sângele acela al mielului Pascal de acasă, și eu eram un reprezentant și eram o prefigurare a celui care va veni să ducă sângele său și să-și verse ultima picătură de sânge pentru iertarea întregului glob pământesc și strig în dimineața asta glorie lui Isus, glorie lui Isus. Ce faci, Davide? Tu vrei să te omori? Nu, eu nu folosesc alte strategii decât armele mele obișnuite. Iau niște pietricele nete Nici măcar nu vreau să selectez cele mai ascuțite pietre ca să nu se bazeze nimeni pe faptul că piatra a fost ascuțită și din cauza ascuțimii pietrei au fost lovite în frunte, Filisteanul, jucăzul jos. Nete de. Ar fi trebuit pietrele netede când lovesc în Filistean să ricoșeze pentru că n au suprafață care să așeze și să înțape pielea dușmanului. Nu mă bazez pe armele mele, nici pe zalele tale de rege, eu mă bazez pe altceva. Spune Biblia, vină la mine, zice filisteanul, și îți voi da cu aroganță imensă carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. David a zis Filisteanului, da, eu te văd bine, nu orb, eu știu cine ești. Tu vii din nou împotriva mea cu sabie, cu suliță, și cu pavăză. Dar vreau să spun ceva, eu m-am întâlnit în Domnul. Eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului lui Israel, cu care tu ai intrat în contradicție directă și ești un afront la oștirea lui Dumnezeu pentru că ai ocărât-o. Eu vin în numele Domnului. Ascultați ce zice versetul 46, David recunoaște cine va fi biruitorul în lupta aceasta, astăzi Domnul te va da în mâinile mele, te voi dobori și îți voi tăia capul, astăzi voi da stârvurile taberii filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului și tot pământul va ști că în Israel e un David războinic. Așa scrie. Și tot pământul, nu doar spațiul ebraic, nu doar zona filistiană, tot pământul, până în mileniu 3, în Cluj, în România, în diaspora română, oriunde auzi mesajul ăsta, și tot pământul va ști că Israel, că Biserica Betania, că tu, soră, că tu, frate, avem un Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mare. Lăudați să fie în numele Lui. Vrei să fii învingător și să rămâi în picioare. Întărește-te în Domnul. Amintește-ți ce a făcut Dumnezeu cu casa ta. Reacționează corect față de voia lui Dumnezeu. Nu cumva să-ți atribui ție victoriile Domnului. Ascultați ce spune versetul 47 și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, că biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Poporul Domnului de la Betania strigă, aliluia lui Dumnezeu, glorie Domnului! Întărește-te în Domnul! Dușmanii spirituali nu vor muri câtă vreme trăiești, vor înceca să te atace. Vor fi împotriva familiei tale, a pruncilor tăi, a vieții tale, a sistemului tău cognitiv, a întregii tale ființe. Dar nu sta pipernicit, ridică-te prin credință. Spune, peste mine a fost chemat numele Domnului, numele lui Isus Hristos mă protejează, sângele Domnului este protecția mea. Oriunde merg, pe jos, cu bicicleta, cu autobuzul, cu mașina, cu avionul, cu submarinul, oriunde merg, Hristos este cu mine. Aliluia lui Dumnezeu! Vei fi biruitor în numele Domnului. Întărește-te în Domnul, spune Sfântul Pavel. Și în puterea tăriei lui. Ai argumente. Doi. Învigători în picioare. Îmbrăcați. De câteva ori se repetă și cuvântul Domnului spune, versetul 11, îmbrăcați-vă cu ce vi se pare vouă corect din armătura lui Dumnezeu. Da? ai grijă să nu cumva să-ți lași o parte din ființa ta fără securitatea Domnului. Așa să gândurile sub securitatea Domnului. Așa să privirile, se spunea. Așa ți urechile și pentru asta va trebui să-ți scoți din dopurile tale, din handsfree-urile tale, muzica infectă. Scoate afară de Spotify, podcast, de telefon. Să mai poartă așa că atunci când sunt sărbători mai generale, unii prunci de păcăiți și unii botezați la pentecostali, mai pune câte o melodie de a din lume. Oprește-te. Știți că atacurile demonice vin prin melodiile pe care le asculți uneori? De ce? Ca să puteți ține piept. Cuvântul Domnului continuă și spune versetul 13, de parcă n-am înțeles în versetul 11, trebuie să ne reamintească de aceea, ca și o concluzie, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi Că vine un moment în care nu trebuie să fii doar un om care să aperi inima ta, viața ta, casa ta. Va trebui să te împotrivești, să ai o poziție corectă, să dai un contraatac spiritual. Nu când cineva te vorbește de rău să-i spui tu cum ești de fapt, atunci să taci. Lupta ta înseamnă să fii puternic asupra propriile tale ființe, pentru că cine se biruie pe sine e mai tare decât cine biruie cetății vezi că e lupta ta cu tine însuți. Dacă îi trântești o vorbă ca să arăți cine ești, ca să arăți că tu controlezi situația, deja te-ai învins, auto-învins. Ai grijă cum lupți și când și ce trebuie să faci. Îmbrăcați-vă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Îmbrăcați-vă cu toată armătura. Dar trecem mai departe și versetul 14 spune aveți mișlocul în jeans. De ce este important să fie mișlocul în jeans? Pentru că atunci când un soldat trebuie să facă niște mișcări rapide, el trebuie să rămână cu zalele și cu armura pe el, bine securizată, fixată. Și cine fixează îmbrăcămintea? Adevărul. Ai spus luată o minciună? Să știi că ți se deschide brâu. Ai spus un semi-adevăr? Satana deja vede azi. O să vină cu ideea că nu e nicio problemă dar încet, încet, pe zi ce trece neadevărul acela sau semi-adevărul, va fi un loc mic și nu trebuie să fie foarte mare. Trebuie să fie doar cât să intre o sabie, un arc, o soliță. Doar cât un vârf de ac poate fi problema ta spirituală. Încinge-te cu adevărul. Spune adevărul din inima. Spune-l adevărul când trebuie. Cineva spunea foarte bine, adevărul fără dragoste umoară, dar dragostea fără adevăr minte. Ține-te mână în mână adevărul cu dragoste. Spune-l cu multă iubire, chiar dacă îl spui drastic, pentru că te doare cu rol preventiv, să nu cadă și alții în aceeași groapă, pentru că căzut alte persoane din trecut. Dar nu uita, întotdeauna după ce spui adevărul, spune-le tuturor că adevărul într-o zi a venit pe pământ pentru noi și a întins mâinile la calvar, și zis, vă iubesc, oameni buni. Vă iubesc cu toate păcatele voastre. Vă iubesc cu toate falimentele voastre. Vă iubesc cu toate înfrângerile voastre. Vă iubesc cu toate minusurile voastre. Și vreau să vă ier păcatele și vreau eu adevărul cu a amare și articulat adevărul, să mă îmbrățișați, să mă primiți ca Domn și Mântuitor după ce sunt salvatorul vostru, să devin stăpânul vostru, stăpânul ochilor voștri, stăpânul gândirii voastre, orice gând să facem roba ascultării de... Hristos, stăpânul urechilor voastre, stăpânul buzelor voastre, ce vorbiți fără mine, zice Domnul? De ce te trezești că spui vorbe care atacă, care amenință, care produc gânduri suicidale la alții, care duc într-o direcție periculoasă și care aduce discordia și cearta în casa ta. Taci din gură! Ziceam, voi vegea asupra gurii mele câtă vreme? Va sta ce rău înaintea mea. Ia închideți gura! Poți genera lupte puternice, poți omori cu vorba. Spune adevărul, dar spune-l cu dragoste. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Foarte mulți vor platoșa, dar vor platoșa semi Ne Neprioniți la biserică, îmbrăcați frumos și acasă, fiecare face ce vrea greșit. Ai platoșa neprionirii? Ești în fiecare zi cu neprionirea îmbrăcat, ca și comanda. Ascultă ce zice mai departe, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei. Și unii vor numai râvna Evangheliei. Și ce zice Biblia? Râvna Evangheliei? Păcii. Faci război undeva și după aia pretinzi că predice Evanghelia? Ne pare foarte rău. Nu e Evanghelia lui Hristos. Da, e adevărat că la un moment dat Evanghelia face în inima ta o stare de neliniște care nu-i lipsă de pace, e o neliniște sfântă care îți spune de ce stai în starea asta, ridică-te, renunță la alcool, la tutun, la imoralitate, la pornografie, la masturbare și când tu trăiești într-un păcat dintre cele amintiri sau altele, o să vină o stare de neliniște peste tine. Eram într-o biserică, mă întorceam de la o nuntă luna aceasta, chiar într-o sâmbătă și la un moment dat a trebuit să plec mai repede la nunta aceea după ce am stat puțin la masă și am transmis mesaj era chiar o soră de aici din biserică, care era membru la noi, dar s-a mutat de o vreme, nu vă dau numele pentru ce urmează să spun, n-are legătură cu ea oricum, dar vă spun asta, că e mai bine să rămâne confidențial. Și când ies de la uh, sala de mese, mă așteaptă un domn frumos, îmbrăcat, impunător, uh, am crezut că vrea să fie cu un mesaj împotriva uh, predicilor mele. Asta e ce v obișnuit în ultima vreme, dar n-am nicio problemă, cuvântul Domnului este predicat oricum, să vi fie, să fie domn Și zice, ai două secunde, frate Galea? Am zis, da ai fost în biserica cu tare în urmă cu atâta vreme și în timp ce predicai ai zis, ascultă-mă tu bărbate care predici din când în când și mai bei câte un păhărel de vin. O zis, frate Caleb, când ai zis propoziția asta, a intrat în mine un tremur, era polițist, și a zis, polițin fiind, aveam niște colegi pe tură cu care am considerat că chiar dacă sunt evanghelic, mai pot bea câte un părăl de vin. Și îmi argumente, frate Galeb. Și cu colegii, cu colegile, mai beam. Aveam propria mea podgorie acasă. Când ai zis propoziția aia, nu știu dacă ți-ai pregătit de acasă cuvântul, azi nu mi-am pregătit, că nici măcar nu știu că l-am spus. Dacă ne-ai zis propoziția, a intrat în mine un tremur, am ajuns acasă, am început să dârdâi de lacrimi, să plâng, și Duhul Sfânt mi-a zis: Vezi că e pentru tine mesajul, oprește-te din consumul de vin. Am luat un bolovan, a zis bărbatul ăsta, polițist, nu oricine, și am spart toate sticlele cu vin care ajungeau în valoare de câteva mii de euro. Frate, care vă mulțumesc că l-a zăsat pe Duhul Sfânt să vorbească prin dumneavoastră. Și am zis: slăviți să fie Domnul. Aleluia lui Dumnezeu. Aliluia lui Dumnezeu. Luptă în direcția în care te-a pus Dumnezeu. Trebuie să trimiți o săgeată care să fie o săgeată de izbăvire. Nu știi cine va fi salvat de la moarte. Nu știi în dreptul cui se dă o bătălie puternică și satana l-a pus pe buza prăpastiei și e gata să-l arunce în abis. Fii tu omul care să-l prinzi de umăr, de spate și să-i spui, ridică-te, soră, ridică-te, frate, întărește-te în Domnul și puterea tăriei lui. Dumnezeul tău este atotputernic, e suveran, e în controlul universului. Un singur cum mai amintești și închei. Învingători, rămânând în picioare, întăriți în Domnul, îmbrăcați și înarmați. Vin săgeți împotriva ta, de ce nu ridici scutul credinței? De ce uiți cine te-a chemat la oaste? Biblia zice, cu care veți putea stinge toate săgețile slabe, care nu prea bat la țintă, da? Nu, arzătoare, scufocă-stea! Dacă îți las sabia, dacă, dacă las săgeata asta să-ți intre în abdomen, normal că te arde. Ridică scutul credinței. Luați și coiful mântuirii, nu uita, trebuie să ai siguranța mântuirii, Hristos te-a mântuit. Trebuie să duci mântuirea până la capă, sfințirea, cum se spune la templu de rugăciune. Și să nu uiți, folosește sabia. Știi până când? Până când ți se lipește, ca la unul dintre războinicele Azar, fiului Dodo, mâna de sabie, dar nu lăsa. Învingător să fim toți.